În acest an, în luna iunie, județul Buzău s-a înfrățit cu municipiul Chișinău și cu sectorul Botanica. Cele două unități administrativ-teritoriale urmează să deruleze împreună o serie de activități culturale, artistice și de stimulare a mediului economic. Prima acțiune în acest sens va avea loc în perioada 2-4 septembrie, când la Buzău va fi organizat festivalul intitulat generic Arc peste timp, Zilele Chișinăului la Buzău. Și am căzut de acord să avem niște proiecte împreună. Primul proiect care se va materializa va fi un eveniment, îmi place mie să spun, cultural între cele două administrații, de se va numi practic genericar peste timp, Zilele Chișinăului la Buzău. Ca principiu am fixat și o dată cu cei de la primăria Chișinău, în speță cu domnul primar, undeva pe 2 și 3 iulie. Va fi un eveniment în care, va fi un eveniment unde vrem să punem în valoare atât lucrurile comune care le avem împreună, de la limba română, tradiții, cultură, artă și proiecte de viitor. Potrivit președintelui Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu, evenimentul va avea loc în mai multe puncte din municipiul Buzău, dar și în județ vor fi momente artistice, lansări de carte, spectacole de teatru și o întreagă paletă de activități cultural-artistice menite să pună început bun colaborării dintre Chișinău și Buzău. Așa cum îmi place mie să spun, nu știm de unde venim, nu știm cine suntem, nici nu să știm în continuare cine vom fi. Este un moment în care noi putem să începem să facem și alți pași către, să spun eu așa, Basarabia. În acest proiect o să iau legătura cu primăria municipiului Buzău și, bineînțeles, cu domnul primar Toma. Cred că ar fi foarte bine să putem să colaborăm toți cu acest proiect, pentru că e atât în beneficiu, să zic eu, al cetățenilor din județul Buzău, dar de ce nu și ai celor din municipiul Buzău și, bineînțeles, cei din Basarabia, acum reprezentați de capitala țării, să spunem, Chișinău. Așa ca și lucruri care vi le pot spune acum, este practic o proiecție altfel. Vrem să facem manifestările aproape de cetățean în mai multe puncte din municipiu și din județ, lansări de carte, poezie. De asemenea, Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Buzău va semna un acord de colaborare cu Liceul Spiru Haret din Chișinău, instituție de învățământ de prestigiu din Republica Moldova.